Bună ziua, stimați prieteni! Suntem astăzi din nou live la emisiunea Președintele Răspunde. Cred că forma aceasta de live-uri este mai bună în această perioadă de criză și de stare de urgență. De aceea am hotărât să continuăm cu, nu cu 8 întrebări, cum erau în fiecare emisiune ordinare, dar venim cu răspunsuri la întrebări în direct. Dat fiind faptul că săptămâna aceasta mai mulți reprezentanți din mass media s-au adresat cu rugămintea să răspundem și la întrebările lor. Eu îmi cer iertare de la jurnaliști că nu putem să facem o conferință de presă mai detaliată, așa cum o făceam anterior, când răspundeam la întrebările dumneavoastră și dumneavoastră erați în sală. Dar eu am lansat această inițiativă două zile în urmă și am rugat mai multe agenții media să vină cu întrebările lor, câte două întrebări de la fiecare. Avem aici vreo 25-30 întrebări de la jurnaliști. De aceea eu propun să procedăm în felul următor. Eu o să citesc întrebările care sunt acordate de către reprezentanții mass media din Republica Moldova, să răspund la ele. Paralel, cei care ne privesc acum live pe rețelele de socializare și doresc să adreseze întrebări, scriu întrebările și colegii mei care sunt aici vor sistematiza întrebările și mi le vor transmite și după ce răspund la întrebările jurnaliștilor, răspund și la întrebările dumneavoastră. Eu o să citesc integral întrebarea care este acordată și cine a acordat. Întrebările de la agenția InfoTag. Două întrebări. Prima întrebare. Ministerul Economiei, experții și organizațiile financiare internaționale în mod diferit apreciază impactul pandemiei COVID-19 asupra economiei Republicii Moldova. Care sunt estimările dumneavoastră în acest sens? Cu cât se va reduce PIB-ul în 2020? Și care ar fi suma diminuării veniturilor în bugetul de stat? 5, 7, 10 miliarde de lei. Vă mulțumesc pentru această întrebare. Noi înțelegem că prognoza în baza căreia a fost elaborat și aprobat bugetul pentru anul 2020 deja nu este realistă. Vă amintesc că bugetul anului 2020 a fost aprobat reieșind din prognoza creșterii produsului intern brut de peste 3,7%. Înțelegem că această creștere nu va fi. De aceea noi am elaborat câteva scenarii, zero creștere și descreștere. Evident că și să menținem economia să nu scadă, tot nu va fi. Adică scenariul cu 0% creștere PIB-ului tot nu este realist. Înțelegem că va fi descreștere. Noi examinăm două scenarii, minus 3 sau minus 5% în calcul anual. Aici vreau să menționez foarte important. Pentru că se operează cu diferite cifre. Dacă vorbim de căderea economiei pe perioada de urgență, evident că ea va cade substanțial, cu 10-15% cel mai probabil. Dar în calcul anual și cifrele bugetare se elaborează în cont de creșterea PIB-ului anual, noi considerăm că o să avem o descreștere de la minus 3 până la minus 5%. În acest caz, neîncasările la buget față de cele planificate și aprobate în bugetul anului curent vor fi de la 5 până la 7-8 miliarde de lei. O să mă stăruiesc să răspund succint pentru a reuși toate întrebările. A doua întrebare. Cu 3 zile înainte de suspendarea traficului internațional de pasageri, ați declarat că Republica Moldova nu intenționează să închidă frontierele. Am fost nevoit să o facem din cauza că frontierele au fost închise de țările vecine. Atunci s-a văzut lipsa de comunicare a Chișinăului și Bucureștiului și Chievului. Vrem să vă întrebăm dacă există în prezent această comunicare, dacă se studiază la Chișinău experiența altor țări pentru a nu repeta greșelile, chiar dacă unele greșeli au fost comise. În primul rând, noi nu am închis frontierele pentru cetățenii Republicii Moldova. Încă o dată vreau să accentuez. Unele țări au închis frontierele la intrare, inclusiv pentru concetățenii lor. Noi nu am închis frontierele la intrare pentru cetățenii Republicii Moldova. Ele sunt închise pentru cetățeni străini, cu câteva excepții. Cei care fac transportul de mărfuri au posibilitatea, chiar fiind cetățeni străini, lucrătorii diplomatici, câteva categorii doar. În ce țin de comunicare, comunicarea cu autoritățile de la București, la Kiev, tot timpul a fost una foarte eficientă. Și pe parcursul ultimilor luni, dar în special pe parcursul acestei perioade de criză. Poliția de frontieră, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul de Interne este în fiecare zi în contact direct cu colegii noștri din România și din Ucraina. Mai mult ca atât, cu suportul vecinilor noștri, noi organizăm coridoare verzi, cum le numim noi, pentru autocamioane, pentru autobuse sau transport personal pentru cei care, de exemplu, revin din Rusia.
zilele acestea, mi se pare că 130-140 de persoane am făcut coridor de la frontiera Rusia-Ucraina pentru a ajunge în Republica Moldova. Exact așa facem și cu România. De aceea avem o conlucrare în acest sens și aici nu există probleme. Următoarea, Oxana Bodnar, întrebări de la Publica TV. Ministerul Sănătății cere ajutorul OMS în monitorizarea cazurilor de COVID-19 în regiunea din stânga Nistrului. Virica Dumbrăveanu a declarat că bolnavii în stare grave, care primesc tratament în spitalele din regiune, trebuie aduși la Chișinău. Cum putem asigura această procedură? Ce pericole există atât timp cât autoritățile constituționale nu monitorizează situația cu COVID-19 în regiunea Transnistriană? Aici tot vreau să vin cu câteva detalii. În primul rând, la această etapă, în teritoriile din Est, adică în Transnistria, din cele 505 cazuri depistate în Republica Moldova, noi avem în Transnistria 32. Mai mult ca atât, vreau să vă informez că la moment testele care sunt preluate de la locuitorii din stânga Nistrului se examinează, se fac analizele la laboratorul din Chișinău. Din 2957 de teste totale care au fost preluate pe această perioadă în Republica Moldova, 281 au fost preluate pentru cei din stânga Nistrului. Ultimele zile, ieri 23 de probe, alaltele au fost 39 de probe. Adică, de ce spun aceste cifre? Noi avem o conlucrare foarte bună cu cei din stânga Nistrului, chiar dacă auzim unele critici din partea acestora, dar în tot ceea ce ține de COVID-19 avem o colaborare, avem o abordare comună, testele se prelevează acolo și se aduc la Chișinău. Acum examinăm posibilitatea atestării unui laborator la Tiraspol, pentru ca ei să facă testele pe loc. Chiar în aceste zile, colegii m-au informat, ieri au fost 7 persoane de la ei care să se documenteze și au fost instruite cum se preiau testele și cum trebuie să funcționeze laboratorul. De aceea aici nu avem nicio problemă. Din câte cunosc, doar o persoană în stare gravă din Transnistria se află în spitalele de pe malul drept al Nistrului. Restul sunt în stânga Nistrului. Eu o să spun aici încă câteva lucruri tot la întrebarea aceasta, pentru că mi-au venit câteva întrebări. Я перейду на русский язык, потом мы пойдем дальше по вопросам, которые есть. Вчера мне написали из Приднестровья, потому что там активно распространяется какая-то информация, которая, я считаю, что не соответствует действительности. И мне задали 5 вопросов. Я отвечу быстренько на эти вопросы для тех, которые проживают в Приднестровье. Первый вопрос – граница с Украиной. Все пропускные пункты на границе с Украиной, на Приднестровском участке, были закрыты по инициативе Украины. Еще раз, не по инициативе Кишинева, а по инициативе Украины, исходя из необходимости соблюдения мер безопасности. И на данном этапе товарооборот, все, что нужно с поставками, идет через молдавские границы, то есть либо на юге, либо на севере. Второй вопрос. Особый режим передвижения. Мы не вводили особого режима передвижения для жителей Молдовы, которые проживают в Приднестровье. Но приднестровские коллеги внедрили особый режим. И сейчас жители с правого берега не могут проехать на левый берег, кроме нескольких категорий. Я вам могу дать, какие категории на данном этапе могут туда выехать. Туда могут выехать только фермеры, электрики, те, кто занимается газоснабжением, пенитенциария и инспектората полиции Бендер. Но, еще раз, Кишинев как остался открытым для жителей Приднестровья, так и остается. Никаких ограничений нет. К сожалению, наши коллеги из Приднестровья внесли особый режим и не пропускают наших граждан на левый берег. Я понимаю, что они считают, что это исходя из необходимости безопасности и так далее, но я надеюсь, что это временный режим. Мы знаем, что есть некоторые проблемы в зоне безопасности. Вице-премьер этими вопросами занимается. И я надеюсь, что мы здесь найдем общий язык. У нас общая задача справиться с этой ситуацией. Третий вопрос, который задали из Приднестровья, по поводу импортов медикаментов. Нет никаких проблем и никаких задержек на молдавской границе с медикаментами нет.
Поэтому даже когда импортируются те медикаменты, которые не имеют аттестацию на территорию Молдовы, мы собираем комиссию в течение дня, хотя нужно собирать в течение 30 дней, и делаем все возможное, чтобы в тот же день эти тиры, грузовики с медикаментами проехали. И здесь со стороны кишиневских властей никаких ограничений нет и не будет. Этот вопрос я держу на своем личном контроле. На прошлой неделе господин Красносельский мне 3-4 раза звонил по этому вопросу, и мы эти вопросы решали. Четвертый вопрос – тесты и лаборатории. Я уже сказал, что мы провели более 260, сколько мне дал эту информацию, тестов, 280 тестов для жителей Приднестровья. Мы провели на правом берегу. Мы готовы дальше оказать всю помощь, потому что это наши граждане, и мы должны заботиться о всех гражданах Республики Молдова. И, как я уже сказал, мы сейчас рассматриваем возможность, и вчера были представители из Приднестровья, для того, чтобы мы получили инструктаж, чтобы открыли лабораторию на левом берегу, чтобы не было необходимости эти тесты возить в Кишинев. Еще раз, вот то, что распространяют некоторые на левом берегу, что коронавирус с правого берега и так далее, давайте, уважаемые коллеги, у нас общая проблема, и мы должны с ней бороться. И пятый вопрос, который там возник, банковские терминалы. Кто-то распространяет информацию, что это Кишинев закрыл банковские терминалы, не работает Visa Card и MasterCard, и есть проблемы с выплатой пенсии. Уважаемые жители Приднестровья, чтобы вы были в курсе. У банка «Уралсиб» в Российской Федерации, это российский банк, было открыто несколько терминалов в Приднестровье. Их работа была нарушением лицензионного соглашения с MasterCard и Visa, не с нами. Потому что согласно этому документу, российский банк мог эксплуатировать терминалы только на территории Российской Федерации. По настоянию Visa Card и MasterCard, посттерминалы Уралсиб, которые были в Приднестровье, они закрыты. И здесь говорить о том, что это Кишинев блокирует выдачу пенсии и так далее, опять это не соответствует действительности. Я прошу наших коллег с левого берега быть конструктивными в этом смысле. Я знаю, что сейчас активно снимаются деньги в Варнице с посттерминала Молдова Агроинбанк. Без проблем, они приходят с карточками, снимают, это делается центрально, я знаю, что там какие-то машины еще приезжают, вчера мне листник докладывал, поэтому эта проблема создана не нами, но мы дали пути для ее решения. Адо антребари дела публика ТВ, если адеварат попозд депусия мультичереди демиссия, де медичи ден спиталу Тома Чорбы, спиталу Републикан, кити черри сунтанта начесенс, чесо луци овец. Eu nu am astfel de informații că au fost depuse multe cereri, am văzut foarte multe speculații în presă. Mai mult ca atât, vreau să le mulțumesc încă o dată medicilor din aceste două spitale, dar și din toate spitalele din Republica Moldova, care dau dovadă de patriotism, sunt alături de cetățenii Republicii Moldova și sunt în prima linie. Noi am venit cu un pachet de susținere pentru aceste persoane, cunoașteți, am dublat salariul pentru această perioadă. Vom veni și cu măsuri suplimentare. De aceea vreau să mulțumesc medicii în acest sens și haideți împreună să facem tot posibil ca ei să aibă mai puțin de lucru în acest sens, să fim mai precauți. NTV Moldova, vin aici întrebări, da, colegi? Citiți SMS-urile care le trimit. Ok, eu o să încep și să răspund la cele care vin pe telefon. NTV Moldova, în situații de criză, de obicei, societatea se consolidează. Oamenii se unesc pentru a confrunta împreună năpasta ce s-a bătut asupra lor. Astăzi vedem însă că unii politicieni încearcă să facă opusul, să divizeze societatea, să scoată dividende politice și din suferința oamenilor, din starea de epidemie. Care este mesajul dumneavoastră pentru acești politicieni? Stimați colegi, vă numesc colegi, vă ocupați cu politica, chiar dacă suntem oponenți politici, noi trebuie să înțelegem un lucru. De politică o să vă ocupați după criză. Cei care încearcă să scoată dividende politice pe această situație de criză vor fi penalizați dur și de societate și de alegătorii dumneavoastră. Eu înțeleg că poate cuiva nu le place, nu vă place că președintele se ocupe de această problemă. Dar cum președintele să nu se ocupe? Președintele care a fost ales de dumneavoastră, de tot poporul. De aceea, mesajul către dumneavoastră, haideți să facem mai puțină politică, haideți să consolidăm eforturile. Eu am văzut că zilele acestea cineva din politicieni la televizor spunea, uite, noi, nu ne solicită nimeni nimic. C-
că nu știm ce să cerem de la europeni, că nu avem listele de medicamente. Foarte straniu sună această declarație. Adică un ONG care a colectat bani acum, prin internet, câteva milioane de lei, de la diferiți agenții economici și persoane fizice, fără probleme, are lista necesităților de la Ministerul Sănătății și a făcut acum comanda acestor necesități din China și eu acum mă ocup de organizarea charterelor. Am solicitat la Federația Rusă un IL-76 să aducem și ei nu au probleme cu accesul la informații, dar dumneavoastră, ca foști prim-ministri, ca persoană care are partid politic important, cu prezență mare în Parlament, nu aveți acces la informații? Nu, haideți să fim corecți. Toată informația este publică. Toți știu de ce are nevoie Republica Moldova. De ce când pe intern sau pe extern unii reprezentanți din Parlamentul European fac încercări, din nou, de a face învinuiri, de a veni cu învinuiri în adresa guvernării. Haideți să fim corecți în această etapă. Noi înțelegem care este miza dumneavoastră politică și celor de pe intern și celor de pe extern. Noi avem alte sarcini acum. Noi trebuie să facem tot posibilul ca cetățenii Republicii Moldova, ca țara noastră să iasă cu mai puține pierderi în această situație. Prin astfel de acțiuni, cu regret, dumneavoastră nu ne ajutați. Nu ajutați nu pe președinte, nu ajutați poporul Republicii Moldova. De ce? Accesul este la informații. Toți care vor să ajute, știu cum să ajute și ajută. Dacă doriți chiar acum sunați la Ministerul Sănătății, eu să vă dea listă de ce avem nevoie. Dacă este necesar, voi semna eu scrisoare, nu-i problemă. Eu am semnat scrisoare și către Federația Rusă și către China și către compania Kaufland care a donat 5.000 sau cât acolo de teste. Eu sunt gata să semnez pentru oricare. Nu ne ascundem. Dar dacă vreți să ne ajutați, ajutați-ne sincer, deschis. Și nu încercați să faceți politică pe acest lucru. A doua întrebare de la TV Moldova. Domnule președinte, din experiența dumneavoastră de economist, ministru economiei, ce capacități are țara noastră pentru a depăși criza economică care inevitabil ne va lovi? Evident că pierderi vor fi și vor fi destul de mari. Dar eu cred că imediat cum vor fi scoase restricțiile, unele activități se vor recupera foarte repede. Eu cred că foarte repede se va recupera Horeca. Eu cred că se va recupera foarte repede marea majoritate a tot ce ține de servicii. Evident că nu va fi nivelul cel de turiști care a fost până la criză. Dar sunt anumite sectoare care se vor recupera destul de repede. Sunt sectoare unde fără suportul masiv din partea statului va fi dificil. De aceea noi acum elaborăm și pregătim câteva programe foarte importante pentru întreprinderile mici și mijlocii. Cu suport real din partea statului, pentru că imediat cum se finalizează criza, dumneavoastră aveți posibilitatea să vă lansați afacerea, poate chiar la un nivel mai bun decât a fost până acum. Eu cred că noi vom supraviețui. Eu cred că noi vom ieși învingători cu toții din această situație. Dar pierderi, încă o dată vă spun, vor fi. Moldova va fi deja alta. Europa va fi alta. Lumea va fi alta. Noi vedem că unele țări din Uniunea Europeană spun despre închiderea totală a frontierilor. Noi vedem că se schimbă structura economiei. Evident că ea se va schimba. Dar noi înțelegem, statul înțelege ce este necesar de făcut și o să facem împreună. Întrebări de la revista Profit. La întâlnirea cu șefii rețelelor de comerț ați dat asigurări că deprecierea leului va fi nesemnificativă. Vedem însă că în următoarele zile această depreciere a continuat cu pași rapizi, deși cauze obiective nu există. De la această depreciere nu prea au de câștigat exportatorii pentru că exportul s-a diminuat substanțial în condițiile actuale, dar au pierdut consumatorii de rând. Mai mult decât atât, deprecierea valutei poate duce și la creșterea tarifelor la resurse energetice, de ce Banca Națională întârzie să intervină, admițând panica pe piața valutară. În primul rând, în ceea ce sunt de depreciere. Deprecierea leului față de valutele unde noi exportăm mărfuri, deprecierea este mai mică. Uitați, la noi leul s-a depreciat de la începutul anului cu 4,5%, cu 4,7% față de dolarul american. Dar rubla rusească, de exemplu, cu 17%. De ce spun acest lucru? Dacă nu va avea loc o depreciere ușoară a monedei naționale, exporturile noastre vor avea de suferit. Dumneavoastră spuneți că, sau cine a dat întrebarea, Profitul, da? Că noi nu prea avem exporturi și exporturile sunt în scădere bruscă. Eu am luat cifrele exportului, de exemplu, în CSE. Uitați, eu am în fiecare zi exporturile în CSE și în UE. La fel am importurile, ca să înțeleg ce se întâmplă.
Ieri, de exemplu, exporturile în CSE au fost 40 de milioane de lei, comparativ cu 28 de milioane la altă ieri. Pe 31 martie au fost 39 de milioane. Toată luna martie, dacă luăm, chiar și până la criză, cea mai mare cifră a fost 50 de milioane. Așa, de obicei, 38-40. Adică în CSE exporturile merg. Nu putem spune despre o scădere dramatică a exporturilor. Da, avem o scădere și vedem curba în ceea ce ține de Uniunea Europeană. De ce? Pentru că Uniunea Europeană, noi în mare parte exportam producerea în lung. Ce înseamnă asta? Cablaj și așa mai departe. Cablaj și tot ce e necesar pentru industria de producătoare a mașini. Acolo industria de producătoare de mașini s-a oprit. Deci avem situația că în zonele economice libere de la Bălți, de sub Orhei, alte zone economice libere practic funcționează la 7-10%. Deci pentru a încuraja exportul vom fi în situația când trebuie puțin să depreciem moneda națională. Înțelegem riscurile, în același timp vreau să menționez că Banca Națională are suficiente rezerve valutare de circa 3 miliarde de dolari, care sunt suficiente pentru a menține stabilitatea monedei naționale. Deci eu consider că cădere bruscă a valutei naționale nu va fi și poate fi destul de cu efect negativ pentru economia Republicii Moldova, dar o depreciere lentă care a avut loc și care are loc și în aceste zile va avea loc continuare și este necesar până la un anumit nivel. A doua întrebare de la profit. S-a vorbit foarte mult de prelungirea contractului de importul, la importul de gaze naturale din Rusia și că este convenabil, dat fiind faptul că prețul stabilește în funcție de fluctuațiile prețului la petrol. În situația actuală, când prețul la petrol a scăzut la 15 dolari barelul, putem miza pe o reducere a prețului de import a gazelor? Cum explicați faptul că prețul gazelor de la Gazprom pentru Bulgaria constituie 140 de dolari, iar pentru Republica Moldova 178 de dolari? Într-adevăr, noi negociem acum cu Gazpromul, chiar această săptămână am avut o discuție și cu conducerea de la Moscova Gazpromului. Începând cu 1 aprilie, prețul deja este mai jos. Noi procuram la 1 ianuarie cu 176 față de 230-240 în anul trecut. La 1 aprilie este o reducere cu 10-15 dolari. La 1 iulie, trimestrul 3, va fi în jur de 140-135 de dolari. Iar dacă continuăm cu această formulă, cel mai probabil în ultimul trimestru, atunci când consumul de gaze în Republica Moldova va scădea, pentru că perioada va crește, pentru că perioada de încălzire și atunci consumul crește. Cel mai probabil prețul va fi în jurul de 100 de dolari pe 1000 de metri cubi. Adică 176 la începutul anului, cel probabil 100 în ultimul trimestru. Este convenabil sau nu acest contract? Evident că este convenabil. De ce negociem prețul? Prețul va fi în scădere, ceea ce va duce și la scăderea tarifelor pe intern. Acum, în ceea ce ține Bulgaria, 140 dolari. Ei au trecut la prețul spot, adică este prețul calculat după o formulă, media ultimilor 9 luni, și noi avem anume această formulă, care ne duce la prețul de 100 de dolari la sfârșitul anului, și este prețul curent, spot, care a scăzut foarte mult. Bulgaria a trecut la prețul spot. Noi examinăm varianta să păstrăm pentru ultimul trimestru prețul în baza formulei actuale, iar pentru vară să trecem și noi la spot. Suntem în negocieri cu cei de la Gazprom. Vasile Munteanu, jurnalist TVR Moldova. Ce funcție deține Ierneț Vardanian în cadrul președinției și dacă a fost sancționat pentru tirajarea pe rețelele sociale a scrisorii false, chipurile semnate de liderul PAS Maia Sandu, care ar fi adresat-o Comisiei Europene și care ar fi cerut introducerea unui embargo la produsele agricole din Republica Moldova? Dumneavoastră, în calitate de președinte, ați declarat că cei care tirajează falsuri trebuie sancționați dur. Eu am spus că citesc toate întrebările, deci eu citesc. În situație normală nu aveți să citesc o astfel de întrebare. Domnul Vartanian, care este o persoană foarte bine pregătit, apropo, vorbește liber engleză, franceză, spaniolă și acum germană și turcă puțin. Este un consultant, nu este consilierul președintelui și dumneavoastră, domnule Munteanu, care ca și mine promovăm dreptul la libera exprimare, democrație. Noi nu putem să interzicem cuva și să expună cu opinia. Pot să expună cu opinia. Nu este consilierul președintelui sau nu reprezintă poziția oficială a președintelui Republicii Moldova. În ceea ce sunt de sancționare, evident că noi urmărim și cei care tirajează falsuri sunt sancționați. A doua întrebare. În condițiile crizei pe care o traversăm, iar sistemul de sănătate are nevoie urgent de bani, reparația memorialului Eternitate este judicioasă? Mai este o prioritate? Oare nu ar fi cazul ca cele aproximativ 2,3 milioane de lei să fie direcționate în fondul special pentru combaterea pandemiei?
Domnule Munteanu, eu sunt de acord că prioritățile în această perioadă sunt, în primul rând, sănătatea oamenilor și suport pentru agenții economici și oamenii care au rămas fără lucru. Această reparație a început cu mult înaintea crizei, din câte cunosc eu, și trebuie de văzut dacă poate fi stopată la această etapă, dacă acolo sunt puse șchele și așa mai departe, o să fie mai scump să stopăm lucrările decât să le finalizăm. Eu o să verific la ce etapă sunt, dar încă o dată, această reparație a început înainte de perioada de criză. În luna ianuarie, februarie au fost date indicațiile, s-au făcut concursurile și s-a început în luna martie. Eu o să verific. Dar în ce țin de priorități, noi cel mai probabil săptămâna viitoare sau peste o săptămână vom veni cu rectificări la bugetul de stat, unde o să vedeți și unele priorități sau prioritizarea cheltuielilor publice. De la ceea ce făceam de obicei, investiții majore, o să punem accentul mai mult pe suportul oamenilor și agenților economici și, evident, vom continua și cu unele proiecte investiționale. Vasile Cojocare, întrebări de la Deschidem de. Domnul Igor Dodon, cât de rațională vi se pare decizia de nouă eternitate? Domnul Cojocare, am răspuns la această întrebare puțin mai sus. A doua întrebare. Domnul președinte anterior, dumneavoastră și domnul Chicu, ați declarat că cetățenii care vin de peste hotare sunt obligați să cumpere polița de asigurare medicală. De ce nu obligați și cetățenii noștri din regiunea transnistreană să cumpere polița respectivă de momentul ce ei beneficiază de serviciile noastre medicale, mai ales acum, în timpul crizei provocate de coronavirus? În primul rând, ceea ce ține de cei din stânga Nistrului. Toți cetățenii, inclusiv cei din stânga Nistrului, când se adresează în spitalele din dreapta Nistrului, plătesc sau cumpără polița de asigurare medicală. Vreau să vă spun că, din informația care o am, la moment aproape 500 de persoane au procurat deja din Transnistria. Au procurat polița de asigurare medicală. Prin urmare, și cei din stânga Nistrului, transnistrenii, sau locuitorii Republicii Moldova din Transnistria, procură polița de asigurare medicală. Acum, în ceea ce ține de costul acestui tratament, că am văzut că unii spuneau că eu ieri am făcut publice niște informații și întrebau din ce se formează aceste costuri. Vreau să vă amintesc informația care ieri am anunțat-o, că o zi în staționarul de la Toma Ciorbă costă 2255 de lei, iar o zi în terapie intensivă la Spitalul Clinic Republican costă 5300 de lei. Cum se formează acest preț? O să vă spun repede. Toma Ciorbă, costul mediu a unei zile PAT, 559 de lei. Testele pentru COVID, se fac 4 teste, câte 275 de lei fiecare. De ce 4 teste? Pentru că se iau la început și pe urmă 3 teste până a fi scoși din spital, până a fi sănătoși. Noi chiar dacă primul test acelui care a fost infectat cu COVID dă că e negativ, noi mai facem 1-2 pentru a nu avea cazuri când persoanele care mai au COVID ies în spital. Costul transportului ambulanței 595 de lei oră. Astfel, la Toma Ciorbă, 14 zile sunt 32.000 de lei. La Spitalul Clinic Republican, costul unei zile PAT e 3604 lei, pentru că e vorba de reanimare, terapie intensivă și restul aceleași cheltuieli, 5300 pe zi sau peste 74.000 de lei pe 14 zile. Această informație este oficială de la Ministerul de Externe. În ceea ce ține de cei care trebuie să achite polița de asigurare, am venit cu un mesaj zilele acestea. Văd că tot mai mulți persoane publice sunt de acord cu poziția care am anunțat-o noi, inițiativa pe care am venit săptămâna trecută și cred că această abordare este corectă pentru susținerea sistemului medical din Republica Moldova și pentru echitatea socială. Toți suntem egali în fața legii. Și vreau să vă amintesc, sute de mii, poate peste un milion și ceva de cetățenii Republicii Moldova procură această poliță în fiecare an sau achită din salariu. Din ei, zeci de mii niciodată nu au beneficiat de asistență medicală. Dar ei o procură în continuare. Вопрос акцент ТВ. Оппозиция считает, что нынешняя власть беспокоится о народе не так, как следует. Власть же, наоборот, обвиняет оппозицию в популизме и желании добавить себе политических очков. Как вы полагаете, сами граждане разберутся, кто на самом деле радеет о стране, а кто нет? Я думаю, что наши граждане очень хорошо понимают, что происходит. Я думаю, что для каждого человека сейчас, для каждого гражданина Республики Молдова важно, чтобы мы с меньшими потерями вышли из этой ситуации. А кто и как справился, и кто виноват, и кто не помогал, я думаю, что с этим мы разберемся после этой кризисной ситуации. Я не хочу сейчас давать кому-то оценки, положительные или отрицательные.
Конечно, очень неприятно то, что происходит в парламенте Республики Молдова. Я хочу сказать, что я вместе с моими коллегами из партии социалистов 10 лет были в оппозиции. Мы блокировали трибуны иногда. Мы проводили митинги. Мы установили палаточный городок перед парламентом. Но мы себе никогда не позволяли то, что позволяют некоторые деятели, не буду назвать фамилии, которые прерывают пресс-конференцию премьер-министра, либо кричать на спикера, как на пенсионера, и издеваются. Нюаски аркредит, стимац фош кулеч, каста вафач фаца, репет, зечань, афостан оппозиции, зечань. Кортори фаца парламентлю, блокарди трибуны лан мирия применислю Филиппшу, мулти-мулти алти лукри. Но ничего дату не пермишу, нанку бурт лан вилла карик бурит звой. А часто рата не вилла дню вас, тади культура ка поличин. Инсалейджем кана вец экспериенца вец. Мы пцин дюанам парламент. Дар тре совет пцин шаптян де кас. Лупта политика и лупта политика. Dar nu se trec niște linii roșii. Voi le treceți în fiecare zi. Și lucrul ăsta aucniță. Cetățenii văd. Dar cine o să așeze cu voi la masa discuției după asta? Sau tot așa, nu o să dați mâna ca șefii voștri, dar pe urmă o să veniți să cerșiți să vă numim prim-miniștri sau miniștri. Lucrul ăsta nu se uită. Nicto nu zăbăt, nișto nu zăbăt. A doilea întrebare. Se zice și regim MCP în nașa strane, как сильно изменился ваш рабочий график? И кто следит за состоянием здоровья главы государства в столь непростой для страны период? Слушайте, конечно, изменился график. Работа не то, что больше или меньше, но напряжение намного больше. Потому что каждый день мы получаем, и каждый час мы получаем, вот сейчас получаем информацию, что происходит в той больнице или в той. Работы больше. Конечно, я слушаю и слышу упреков от моих родственников, которые просят, чтобы мы не были первой линии, чтобы не было столько встреч, чтобы щадили здоровье и так далее. Ну, риски есть. Я каждый день провожу заседания, где участвует по несколько десятков человек. Конечно, риски есть. Но мы будем продолжать работать в первой линии. Вячеслав Пержу, спутник Молдова. На каком этапе находится сейчас получение российского кредита и не планируется ли перенаправить эти средства на другие цели? Ранее речь шла об инфраструктурных проектах, в частности, ремонте дорог и так далее. Господин Пержу, кредит уже, то есть эта сумма уже включена в бюджет Российской Федерации, который был подписан руководством Российской Федерации. Проект кредитного соглашения прошел все консультации и сейчас должен быть утвержден правительством Российской Федерации. Я думаю, что в ближайшее время эти деньги поступят в Молдову. Речь идет о 200 миллионов евро. Я хочу еще раз поблагодарить наших коллег из России, которые в столь трудное время для всех и для России тоже. Россия – это великая страна. Но они в этой ситуации, они могли отказаться, но они сказали, я на днях разговаривал с руководством, с Козаком Дмитрием Николаевичем, который сказал, мы, как обещали, мы слово держим. И эти 200 миллионов, кстати, в кредитном соглашении нету никаких ограничений, где мы можем использовать эти деньги. Конечно, мы будем частично использовать и для решения других проблем, кроме инфраструктурных. Я хочу воспользоваться этой возможностью, дать тот же месседж, или этот месседж, и другим нашим партнерам, и западным. Помогайте Молдове в этой ситуации. Помогайте. Без условий. Я знаю, что сейчас ведутся переговоры непростые с МВФ. Я знаю, что наши европейские партнеры заявили, что они открыты помочь странам восточного партнерства или те, которые имеют соглашение об ассоциации ЕС. Мы будем очень рады, и граждане, жители Молдовы будут это помнить всегда, кто и как нам помогал в этой ситуации. Поэтому давайте вместе сделаем все возможное, чтобы Молдова вышла из этой ситуации с меньшими потерями. Наши партнеры из России, из Китая, из Швейцарии, кстати, очень много помогает Швейцария. Эти шаги сделали открыто и начали помогать. Просим и другим, давайте вместе сделаем того, что ждут граждане Республики Молдова. Второй вопрос от спутника. За последние недели в Молдову вернулись из Европы десятки тысяч трудовых мигрантов. Есть ли у государства какие-то планы занятости, социального и медицинского обеспечения? Планируется ли в связи с пандемией принципиальные изменения в сфере внешней торговли? Например, ограничение экспорта, преференции отечественных производителей.
Я вам скажу, что по последней информации, если брать сальдо, сколько въехали, сколько выехало из Молдовы, по сравнению с началом этого года у нас плюс 35 тысяч человек в Молдове. Понятно, что это временно, которые работали где-то, либо это наши граждане, которые находились там, каких, по другим целям, учились за рубежом. Хорошо или плохо для страны? В среднесрочной перспективе, конечно, это хорошо. Краткосрочный – это проблема, потому что меня часто критикуют, почему мы допускаем диаспору, чтобы они возвращались. А как не позволять гражданам Молдовы вернуться домой? Вот кто-то может объяснить? Говорят, запретите чартеры, но они прилетят в Румынию. Полеты с Европы в Румынию открыты. Они прилетят в Бухарест, в Ясы. И оттуда десятки тысяч придут к границе. Что, мы их не пустим домой? Это невозможно. Поэтому, конечно, мы обязаны наших граждан принимать домой. Поэтому мы приняли решение, что есть специальная процедура. Кто в первую очередь, для кого организуется чартер с поддержкой правительства Республики Молдова. Мы этот процесс, конечно, будем, за этим процессом будем следить. Для нас очень важно, те, которые приезжают, чтобы сидели в карантине. Я уже вчера говорил, 80 тысяч были в карантине, на вчерашний день 20 тысяч остались в карантине. И 5 тысяч полиция была на дому у каждого и проверяла, на дому или нет. Мы сейчас разрабатываем систему для того, чтобы каждый въезжающий, каждый, который въезжает в Молдову, чтобы у него брали тест на коронавирус. Это непросто, потому что в Молдове можно делать всего лишь 2000 тестов во всех лабораториях, и частных, и государственных. Это непросто. Но мы будем пытаться делать вот эту систему. На ваш вопрос. У нас есть сейчас концепция. Мы разрабатываем конкретные программы для того, чтобы эти граждане, наши сограждане, которые вернулись домой, которые опытные люди, они работали, большинство из них работали за рубежом, чтобы они остались в Молдове. Конечно, будут программы для того, чтобы они запустили какие-то здесь производства, либо какие-то услуги. И я думаю, что это хороший вызов для нашей страны, для того, чтобы часть этих граждан остались в Молдове. Насчет ограничений экспорта, преференций отечественным производителям. У меня была вчера встреча со всеми большими ассоциациями, производителями агропромышленного комплекса. Конечно, мы сейчас рассматриваем возможность дополнительного стимула для местного производства, для тех, которые создают рабочие места в Молдове. Для импортозамещения у нас будет отдельная программа. То, что касается ограничения экспорта, конечно, на данном этапе нужно очень серьезно взвесить необходимость срочного ограничения на экспорт зерновых. Некоторые страны такие ограничения уже внесли. Причем большие экспортеры – Россия, Казахстан, Украина. Если мы не внесем некоторые ограничения на экспорт зерна, тогда в течение нескольких недель мы можем остаться без зерна. Это продовольственная безопасность. Поэтому я знаю, что правительство работает в этом направлении. Шакулеч, майяманк, ундой, такунудой, трей. Încă 8 întrebări de la jurnaliști. Le răspundem pe toate. Sunt multe întrebări în direct? Dacă o răspund, poate la acestea deja. Mai ștergeți-le. La care am răspuns deja ștergeți, că eu să nu le citesc două ori. Bine? Dați-mi doar ceea ce n-am răspuns. Mihaela Blanaro. Întrebări. Blanaro, da? Întrebări Prime TV. Deputații PDM și PSRM au boicotat ședința Parlamentului. Când premierul Ion Chicu trebuia să prezinte proiectul de lege privind asumarea răspunderii. Opoziția parlamentară a acuzat că astfel a fost încălcată procedura constituțională. Credeți că deputații trebuie să aibă ocazia să dezbată propunerile guvernului? Atunci când se asumă responsabilitatea guvernului față de parlament, procedura nu presupune dezbateri în parlament. Nu presupune întrebări și răspunsuri. Presupune doar prezentarea proiectului de lege, ceea ce a fost ieri. Așa că dacă cineva consideră că a fost încălcată procedura constituțională, cei din opoziție, este norma legală, pot să adreseze la Curtea Constituțională pentru a verifica constituționalitatea acestei proceduri. Noi considerăm, noi am avut ședințe cu guvernul înainte de asumarea responsabilității de miercuri, noi considerăm că procedura nu a fost încălcată. În ceea ce ține de abordarea, în ceea ce ține de metodă prin care s-a mers la modificarea legislației. Eu cred că în situația de urgență este cea mai bună posibilitate și metodă pentru a fi modificate unele acte legislative în regim de urgență. Vreau să vă amintesc parcursul ultimilor 4-5 ani. De mai multe ori
altă majoritate parlamentară, cei care acum ne critică și fostul președinte a Parlamentului, am văzut că vine cu unii critici, ei de mai multe ori au mers pe abordarea aceasta. Și de mai multe ori nu a fost quorum. Nu era majoritate, nu era în Parlament 51 deputați. Și au fost aprobate lege. Vreau să aduc aminte februarie anul trecut, celor care sunt acum foarte guralivi. Februarie anul trecut, când era vorba de premia de Paște. S-a mers exact în aceeași procedură. Și dumneavoastră, fiind atunci deputat, nu ați venit în Parlament ca să nu fie quorum. Acum avem o situație de urgență. De ce procedura a fost corectă, cei care nu sunt corect, care consideră că au fost călcări, să meargă la Curtea Constituțională. A doua întrebare de la Prime TV. Opoziția parlamentară mai spune că o parte din măsurile guvernului nu au nimic în comun cu situația de pandemie. De exemplu, s-a amânat cu un an termenul de intrare în vigoare a restricției de a expune la loc vizibil produsele de tutun în spațiile publice și s-au redus taxele pentru extragerea resurselor minerale. În opinia dumneavoastră, cum aceste măsuri ajută populația pe timp de pandemie? Eu am văzut aceste mesaje, chiar mi-au scris și cineva din experții economici, care este poziția mea. Noi am discutat cu guvernul la etapa elaborării implementarea măsurilor cu care eu am ieșit luni. Este vorba de șomaj, este vorba de susținerea întreprinderilor și așa mai departe. Și ele au fost introduse în acest proiect și ele sunt foarte necesare. Dacă sunt sau dacă au fost careva măsuri care nu duc la îmbunătățirea situației bugetare sau situației economice în Republica Moldova, eu voi veni cu solicitarea că aceste măsuri să fie excluse. De câte înțeleg, guvernul astăzi va ieși cu detalii referitor la toate aceste insinuări, pentru că în mare parte sunt speculații. Bugetul de stat nu are de pierdut de la aceste lucruri, nu este vorba de redeschiderea duty-free-urilor în Transnistria și alte speculații care, cu regret, vin unii analiști și polițieni de opoziție. Dar guvernul să vină cu explicații. Dacă într-adevăr au fost comisie care va greșeli, vă promit în calitate de președinte că voi face tot posibil ca aceste lacune să fie excluse. Să fie excluse, să fie modificată legislația înapoi. Carolina Bețivu, Televiziunea Centrală. De ce anterior, când PSRM era în opoziție și era ignorat de către majoritatea parlamentară, criticați autoritățile, acum socialiștii se comportă exact în același mod, ignorând complet toate propunerile de opoziție, chiar și cele constructive. Doamna Carolina, în primul rând, am venit deja cu un mesaj în ceea ce ține de diferența opoziției atunci și acum. Vreau să vă spun că noi atunci, fiind în opoziție, am susținut sute de proiecte înaintate de guvernare. Tot ce era bine pentru cetățeni, susțineam. Ce nu, nu le susțineam. Mai mult ca atât, eu știu că la ce etapă noi am putut să convingem majoritatea parlamentară să fie votate și unele proiectele opoziției. Opoziția trebuie să meargă la dialog cu guvernarea și guvernarea de asemenea trebuie să fie deschisă pentru dialog cu opoziția. Trebuie să avem o conlucrare în acest sens. Deci ies un cadă să examinăm. Ceea ce este bun, haideți să examinăm. Dar propunerile unora că haideți să dăm 75% din salariu la toți din Republica Moldova, eu vă dau niște cifre. Salariul, fondul de retribuire a muncii pe economie lunar este de 4-5 miliarde de lei. 75% din 5 miliarde sau 70% din 4 miliarde din 5, cât e 3 miliarde jumate de lei să plătești 75% din salarii. Spuneți, vă rog, de unde suplimentar să luăm din bugetul de stat acum 3 miliarde de lei? Ori trebuie să majorăm impozitele, ceea ce este o prostie în situația de criză, sau trebuie să micșorăm cheltuielile. Ce să facem? Să nu să plătim pensiile, salarii la bugetari? De ce atunci când se vin cu propuneri care sună bine pentru cetățeni, pentru populație, haideți să vedem de unde luăm acești bani. Să includem, cum spun unii, printerul, pecetna mașină la Banca Națională și să emitem lei fără acoperire? Peste 3-4 luni vom avea așa o inflație. Și așa prețuri, care nu suntem să facem față. De ce? Și opoziția când vine cu unele propuneri. Haideți să ne așezăm să le discutăm. Nu doar ceea ce așteaptă și sună bine la urechile cuiva, cetățenilor, care evident că vor 150% de salariu. Dar de unde să luăm bani? De ce propunerile care le-am înaintat luni de susținerea cetățenilor sunt calculate, știm de unde bani, vom veni și cu altele în timp apropiat. Și a doua întrebare de la doamna Carolina Bețivu. Alegerile prezidențiale ar putea fi anulate? Dacă da, pe cât timp? În primul rând, noi acum nu ne gândim la alegeri. Eu cred că la alegeri se gândesc oponenții noștri mai mult, care deja se văd în campania electorală. Noi avem alte priorități. Dar, conform procedurii, alegerile pot fi anulate, evident, prezidențiale, parlamentare, doar în cazul situației de urgență. Situația de urgență care este anunțată acum se finalizează pe data de 15 mai.
Sperăm foarte mult ea să nu fie prelungită și după caz să se termine mai repede. Eu nu cred că se va finaliza mai repede. Ceea cel mai probabil vor fi până pe 15 mai această situație de urgență. Va fi prelungită sau nu, vom vedea cum va fi evoluția. Unii din domeniul medical sănătății spun că ar putea fi un nou val, am auzit declarațiile OMS-ului și a doamnei ministru sănătății, că chiar dacă va scădea în luna mai-iunie, am putea avea un nou val în toamnă. Dacă în toamnă vom avea o situație ca acum și se va ajunge la declararea unei noi situații de urgență, dar ea se declară doar prin majoritate, prin Parlament, cu 51 de voturi, atunci, evident, alegerile vor fi amânate. Dar eu sper foarte mult să nu ajungem la această situație. Și, din nou, alegerile prezidențiale acum nu este o prioritate pentru mine personal și cred că nici pentru guvern. Trebuie să depășim această situație, pe urmă revenim la tot ceea ce ține de agenda politică. Întrebări din partea redacției Agora. Cum apreciați donația celor 10.000 de teste expres la COVID-19 oferite de Federația Rusă în contextul în care în Republica Moldova ele nu se folosesc? Eu consider că acesta a fost un gest foarte bun și frumos din partea Federației Ruse. Vreau să le mulțumesc încă o dată pentru aceasta. La moment se utilizează testele pe care noi deja le avem și le-am utilizat și anterior, adică avem o anumită experiență. Doamna ministru mi-a spus că aceste 10.000 de teste urmează a fi utilizate în continuare. A doua întrebare de la Gora. Care este rezerva actuală de grâine a statului și cum a evoluat în ultima lună exportul de grâu? Sunt surse care afirmă că zilnic din țară pleacă zeci de camioane și scot grâul din țară. La această etapă zilnic nu pleacă zeci de camioane din țară. Nu este așa o dinamică, pentru că noi încercăm să venim cu unele restricții netarifare la export, țin certificatele de care se dau pentru export, și examinăm foarte serios stoparea pe o anumită perioadă a exportului de cerealiere. La această etapă, rezerva de cerealiere în Republica Moldova ne permite să asigurăm securitatea alimentară a statului. Evident că ar fi bine să restricționăm, dacă nu total, cel puțin parțial, până la noua roadă. Așa au procedat marea majoritatea țărilor mari exportatoare de cereale. Și ultimele întrebări de la redacția Cotidianul Media. Luni 30 martie, declarați că zilnic vor fi operate câte 3-4 curse charter pentru ca moldovenii din diaspora să aibă posibilitatea de reveni în țară. Toată presa a făcut știri din declarația dumneavoastră. Totuși, în continuare, zilnic este operată câte o singură cursă. Joi din Dubai au venit vreo 10 cetățeni, fiind cursa organizată de autoritățile de la București. De ce spuneți una, dar în realitate lucrurile sunt altfel. Numărul de charteruri sunt organizate și sunt autorizate de către Comisia Situații Excepționale. În funcție de situația, în funcție de două componente. Prima, listele pregătite de ambasadele noastre, a cetățenilor conform priorităților, și doi, în funcție de capacitatea noastră pe intern de a gestiona acest flux. Dacă vom organiza 100 de charteruri pe zi, mulțit cu 200 de pasageri, sunt 20.000 de oameni care intră zilnic. Vă imaginați ce înseamnă aceasta? Asta oameni care trebuie să stea în carantină. Asta sunt cetățeni la care noi vrem să preluăm testele. De ce? Noi ne dorim ca cetățenii să revină acasă. Dar vom reveni și vor reveni conform unei proceduri stabilite de către Comisia Situații Excepționale. Vor fi una, vor fi două, vor fi trei pe zi. Totul depinde de capacitatea noastră de a gestiona acest flux fără a supune riscului suplimentar sănătatea cetățenilor care se află la moment în Republica Moldova. În țară sunt 3 milioane de oameni. 700.000 de pensionari, 600-700.000 de copii, repet această cifră, 1.500.000 de oameni în etate și copii. Și noi trebuie să avem grijă de sănătatea lor. Deci vrem să revină toți acasă, dar o să facem conform unei anumite proceduri pentru a micșora și riscul în acest sens. Și vreau să mulțumesc pe toți pentru înțelegere. Și a doua întrebare și ultima de la jurnaliști. Din 1 aprilie, moldovenii care vin de peste hotare sunt obligați să dețină polița de asigurare medicală, iar dacă nu o au, să o achiziționeze prin plăți electronice. Trebuie să recunoaștem că nu toată lumea e familiarizată cu plățile electronice. Acum întâietate ar fi să achite polița și apoi să procure biletul de avion. Domnule președinte, încercați să împiedicați moldovenii din diaspora să vină acasă? Categoric nu. Am menționat de mai multe ori acest lucru. Noi vrem toți să revină acasă. Vom vedea care ar putea fi procedura de a-i ajuta pe cei care nu au bani. Poate să le dăm o perioadă după
ce intră în țară. Acum lucrul ăsta se examinează. Dar, cum am vorbit de poliție, să nu revin, abordarea trebuie să fie una echitabilă pentru toți. Așa, eu cu care să încep? Cu toate de la început? Așa. Avem 50 de minute. Eu cred că reprezentanții mass media sunt mulțumiți de faptul că eu am citit toate întrebările. Absolut. Am răspuns la toate întrebările. Poate o să facem săptămânal o dată separat pentru jurnaliști, pentru că ne ia prea mult timp. Uitați, 50 de minute, noi am răspuns la întrebări. Haideți acum repede să trec pe cei care mi-au scris întrebările în live-uri. Galina Caraman, Igor Nicolae, spuneți, vă rog, mult tare, cei care au lucrat la organizațiile private, restaurante, cafenele, noi vom avea salarii? Ce facem noi în cazul dat? Că suntem obligați să stăm acasă. Vă rog, mulțumesc. Doamna Galina, în asta și-a constat una din inițiativele cu care eu am venit luni. Pentru aceste tipuri de activități, restaurante, cafenele și așa mai departe, noi contribuim cu 43% din fondul de salarizare pentru fiecare agent economic. Noi am dat posibilitate, din nou, privatul, șeful, conducătorul dumneavoastră de întreprindere plătește 57%, noi plătim 43% de la stat, pentru ca să fie echitate salariile. De ce această inițiativă care a fost ieri prezentată Parlamentului urmează să intre în vigoare săptămâna viitoare și într-a două jumătate săptămâni acest mecanism deja va funcționa. Elena Cabatut, am și eu așa o întrebare, ce o să fie cu lumea care nu au cu ce cumpăra polița de asigurare și dacă ajung la spital, ce faceți cu ei, trimiți acasă sau cum o să procedeze cu ei? Vă referiți probabil la cei care intră în țară. Am spus că cei care intră în țară o să cumpere polița. A cei care sunt pe loc în Republica Moldova și nu au poliță, sunt câteva, nu sunt mulți, pentru că marea majoritate au poliță de asigurare. Evident că când merg în spitalul de urgență, la urgență e pe toți, e obligație. Dar când este vorba de tratament, cel mai probabil va fi necesar ceva să achite. Privu Elena, domnule președinte, vreau să-mi răspundeți documentele care expiră termenul și am dovedit să le facem. Și nu am dovedit să le facem. Vor mai fi prelungite? Da, doamna Elena, a fost o decizie de Comisiei Situații Excepționale că documentele la care a expirat valabilitatea, anume în perioada de criză, în perioada de urgență, iar ASP-ul și instituțiile de stat nu funcționează, nu activează în regimul normal, evident vor fi prelungite fără sancțiuni. Pârvu Elena, domnul președinte, vreau să-mi răspundeți document, asta am spus acum, Ludmila Bordean, am și o întrebare, bărbatul meu lucra în Moldova, nu este angajat oficial și nu era înregistrat nici ca șomier. În cazul acesta va putea primi acei 2775? Eu sunt în concediu de maternitate. Da, doamna Ludmila, anume pentru aceste categorii de cetățeni, noi am inclus obligativitatea sau garantare din partea statului a salariului minim pe economie garantat, care este de 2775 lei. Procedura este în felul următor. După intrarea legii în vigoare, sper să o semnez marți, vă adresați la oficiile forței de muncă teritoriale, care mai departe, conform procedurii, vor pregăti tot pentru obținerea acestor 2775 lei. Această sumă va fi plătită pe parcursul perioadei de urgență. Va dura o lună, două, trei, pe această perioadă, noi acești bani îi vom achita de la stat. Тони Алена, скажите, пожалуйста, как быть тем, кто в техническом простое на вынужденном отдыхе? Что делать? У нашей фирмы нет денег дать ни компенсации. Все зависит от какого вида деятельности идет речь. Если это то, что было приостановлено решением государства, то есть там рестораны и так далее, государство дает 100% возмещения этих 40%, более 40% от фонда оплаты. Если другие предприятия, мы там возвращаем 60%. Поэтому будем помогать этим предприятиям, если они вам платят эти зарплаты. Если они не платят зарплаты, вы можете обращаться к государству. Если у вас есть договор, последние 9 месяцев вы работали, вы можете получать от 70 до 90% заработной платы, которую вы получали на этом предприятии. Если нет, то минимальный оклад 2775 лей государство будет гарантировать. Макс Бурлак, când Кишинеу intră în карантină? Maxim, e foarte bună întrebare. Eu ieri am spus că nu mi-aș dori ca Chișinău să intre în carantină. De ce? Pentru că aici este activitatea mai multor tipuri de agenți economici. Aici sunt băncile și așa mai departe. Situația de carantină totală sau comendantski ceas, cum la noi lumea înțelege mai bine, asta ar face mult mai dificil activitatea acestor întreprinderi.
inclusiv a instituțiilor de stat. De ce? Sper foarte mult noi să nu ajungem la situația că Chișinău să intre în carantină. Dar totul depinde cum va evolua situația. Dacă vom avea oameni irresponsabili, care văd în ultimele zile foarte mulți pe străzi, vom fi nevoiți să introducem Chișinău în carantină. De aceea, rugămintea, fiți atenți, fiți responsabili. Respectați regulile și restricțiile care sunt impuse de autorități. Valentina Menzarare, domn președinte, spuneți, vă rog, ce se întâmplă, de ce se sapă 1500 de morminte la Spitalul Sfântul Lazar? Doamna Valentina, domnul primar general, domnul Cebanu, a ieșit cu dezmințirea acestei informații. Cineva încearcă să facă show-uri și să dea panică în societate. Nu există, nu este așa o situație. Este ceva ordinar, nu vreau să vorbesc de morminte, dar domn primar general, intrați în, văd că mi-a scris pe Facebook, intrați pe pagina lui și o să deți explicații. Nu este așa ceva. Petru Serediuc, cu privire la polița, de ce Pridnistrovia nu cumpără polița, Moldova, că ei toți lecuiesc la noi în spitale? Am răspuns la această întrebare. Toți, absolut, care vin în spitalele din Republica Moldova, cumpără polița. Și v-am spus că deja mai mult de 500 de persoane din Transnistria, doar ultimele săptămâni au cumpărat polița. Natalia Andrei, Republica Moldova iar va intra în datoriile uriașe ca înainte. Natalia, datoria statului la moment, eu îți vorbesc cu niște termeni economici, sper să mă înțelegi, este în jurul de 20 ceva procente din PIB. Este datoria garantată de guvern. Foarte multe țări, inclusiv membrii Uniunii Europene, au câte 120-150 de procente din PIB. Noi avem 20 ceva, ei au 150. Deci va fi necesar să luăm unele credite. Dar din punct de vedere a indicatorilor la care m-am referit, situația la multe țări este mult mai proastă. Noi putem să ne permitem să luăm împrumuturi, de dorit ele să fie investiționale. Deci așa am vrut, împrumuturile toate să ducă la drumuri, nu la cheltuieli curente, pentru că ele creează plus valoare. Dar la această etapă vom lua credite și pentru a combate pandemie, dar pe viitor accentul doar pe proiecte economice. Elena Bezman, bună ziua la toți, clar, și bună ziua dumneavoastră, în privința poliții de asigurare. De ce nu putem procura poliția în perioada care venim, pe perioada care venim în țară, de exemplu, o lună, dacă venim pe 2-3 săptămâni sau doar 3 luni pe perioada de pandemie? Eu v-am adus exemplu. Toți cetățenii Republicii Moldova procură, cei care nu sunt pensionari și copii, procură această poliță. Și o procură pe toți anul. Și v-am dat exemplu, pot să iau cifra exactă. Zeci de mii, dacă nu sute de mii, niciodată n-au mers la medic, dar eu procurat și-au plătit polița pe tot anul. Haideți să fim solidari cu toți. Ce înseamnă? Adică ați intrat pe o zi, să plătiți polița aceea de 10 lei pe o zi? Sau pe 10 zile ați plătit 100 de lei și gata? Ia uitați-vă, stimată doamnă Elena, nu știu din ce țară dumneavoastră veniți, care este situația în țara unde vă aflați acum? Cum plătiți și cât costă polița? Cât costă polița? Pot să vă spun. De 10 de ori mai mare decât poliția de asigurare în Republica Moldova. De 10 de ori mai mare. Și nu se achită pe o zi, sau pe două zile, sau pe trei, se achită pe o anumită perioadă, de obicei pe un an. Silvia Bargin, de ce Air Moldova nu returnează banii pe bilete, iar cetățenii sunt nevoiți să procure alte bilete? O să ne clarificăm, Air Moldova ar trebui ori să întoarcă, ori din contul aceleiași bani, să vedea alt bilet pe o altă perioadă. Eu mi-am notat întrebarea, o să încercăm să ne clarificăm. Sergiu, de ce cei care vin nu sunt testați toți? Sergiu, ne punem această scop, am menționat și întrebările care au fost. Vreau să repet, la moment capacitatea tuturor laboratoarelor de stat și private în Republica Moldova, capacitatea este de maximum 2000 de teste pe zi. Noi în Republica Moldova facem astăzi 300-400 de teste la cei care sunt cu simptome. În afară de asta avem circa 2000 și ceva de oameni care intră zilnic în țară. Nu este capacitatea laboratoarelor. Acum încercăm să atestăm laboratoare suplimentare și să introducem obligativitatea tuturor care intră în țară să treacă testarea. Și aici mai este o problemă, pentru că trebuie să ținem 6-7-8 ore într-o zonă de tranzit. Imaginați-vă, intră în țară, trebuie să-l ținem în aeroport sau la frontieră să facem corturile respective ca oamenii să șadă mai multe ore. Este o procedură nu atât de simplă. Noi o examinăm acum. Da, Serioga Uragan, citiți SMS care le trimitem. La oraș Soroca aveți de gând să faceți ceva. Eu încerc să citesc, dar am zeci de mii de adresări zilnic, ca să mă înțelegeți corect, zeci de mii de adresări.
De ce? Încerc să citesc marea majoritate, dar nu-i real să le citesc, să uite și consilierii. În Soroca știm care este situația, este zona de carantină. Știm că poliția și militarii Ministerului Apărării acum sunt la întrări la ieșiri. Este necesară această carantină, pentru că în ziua de ieri, de exemplu, în ziua de ieri, numărul celor infectați în Soroca au fost 30 de cazuri depistate în Chișinău, doar 23 de cazuri. Prin urmare, în Soroca avem un focar destul de mare, care trebuie inclus în carantină. De ce am luat decizia să fie introdus carantină? Nicolae Țurcanu, când o să permiteți să vină autobuze spre Moscova? Problema nu este că noi nu permitem, problema că sunt anumite restricții din partea Ucrainei, din partea Federației Rusă. Știți că Federația Rusă practic complet a închis frontiera. Când o să deblocheze frontierele, evident că o să mergem mai activ și cu cei ce sunt de autobuze, trenuri și așa mai departe. Larisa Obrazencu, la Ștefan Vodă nu au medicamente cu ce să trateze bolnavii COVID-19, nu au nici oxigen. Ce faceți cu toți de suburbii lăsați schinui? Doamna Larisa, eu chiar aseară, în cadrul celulei de criză, am solicitat informația pe Ștefan Vodă. Mi-au spus că medicamente sunt asigurați. Toate spitalele unde sunt persoane cu COVID. De aceea, în ceea ce ține de Ștefan Vodă, informația la ziua de ieri, sunt asigurați cu tot ceea ce este necesar. Am citit mesajul nostru, să mai discut încă o dată acum cu Ministerul Sănătății. Cristina, domn Dodon, cam pe când se prognozează la noi în țară scăderea numărului infectaților? Cristina, în opinia specialiștilor, ar putea fi la începutul lunii mai, să înceapă o anumită scădere și sperăm că la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie, deja vom ajunge la zero sau la un număr nesimic de câteva cazuri pe zi. Următoarele 2-3 săptămâni vor fi cele mai dificile. Eu cred că noi putem să ne așteptăm la creșterea numărului de infectați zilnic. Noi vedem, ieri a fost 82. O să ajungem la 100-150 pe zi. Și cifra care am menționat-o de 2000 și ceva la mijlocul lunii aprilie, este una destul de realistă. Sperăm să nu ajungem la 2000, dar în jurul de 2-3000, eu cred că în luna aprilie, până la 4000 nu am putea avea. Sperăm că după aceea se va începe o descreștere. Și cum am menționat puțin mai înainte, specialiștii spun că ar putea fi un nou val în toamnă. Dar sperăm că până atunci deja să fie și o anumită vaccină, pentru ca să vaccinăm masiv și să nu avem această criză. Никита Антоневич, что будет со спортом? Будут ли спортсмены тренироваться, как делают это в Европе? До конца апреля спортивный комплекс открывать мы точно не будем. В начале мая, в зависимости, если пойдет от снижения, конечно, по некоторым направлениям мы ограничения снимем. Возможно, и для спортивных комплексов и центров. Întrebări despre cursul charter. Rusia, Germania, Cehia și alte țări. Dați transport să plece lumea acasă. Am răspuns la această întrebare. Zilnic, cel puțin câte o cursă charter va fi organizată. Listele se formează de către ambasadele noastre în aceste țări. Burlacu, domnule președinte, cu deținuții din penitenciare, ce facem? Cum îi protejați pe ei? În penitenciare tot se uită și au Facebook. Interesant. Da, și asta e bine. Domnul Burlacu sau doamna Burlacu, am vorbit cu ministrul justiției, Fadiei Năgăcevski, el ține situația la control, au fost câteva cazuri, reconfirm, au fost câteva cazuri, ele au fost localizate și noi nu avem acum repartizarea masivă a acestei pandemii în penitenciare. Vom face tot posibil să protejăm și în continuare să nu avem focare în penitenciare. Надежда Сорокина, почему строители продолжают работу? Потому что мы не можем остановить экономику, Надежда. Потому что дороги нужно строить. Дороги нужно строить. Это рабочие места. С одной стороны говорят, почему нет рабочих мест и что нам делать без работы. А с другой говорят, что мы остановили стройки. Я думаю, что инвестиции в инфраструктуру мы должны продолжить. Конечно, приоритеты, первое, я уже говорил, это здоровье граждан. Второе, это деятельность экономических агентов и выплата зарплат. И третье, конечно, нужно продолжать инвестиции, потому что это рабочие места. Но обязательно с выполнением всех норм, чтобы не было там у нас каких-то случаев массового заражения. Încă câteva întrebări. Cristina Costeleanu, asociațiile agricole la care lucrează oameni din mai multe sate, au dreptul acum să activeze, acolo lucrează oameni din 5 sate sau mai multe. Acolo de ajuns un om să fie bolnav și boala se duce în câteva sate. Spun asta pentru că știu că ei lucrează
Au dreptul să activeze Cristina. Noi nu am pus careva restricții la activitățile în agricultură. O zi de primăvară hrănește un an întreg. Noi dacă stopăm acum lucrările agricole, vă imaginați ce criză suplimentară alimentară, agricolă, în domeniul agricol am putea avea. De ce nu am impus interdicții, restricții la activitatea agricolă în această perioadă și acolo ne uităm mai atent împreună cu poliția, dacă aduc oameni cu autobusele din diferite sate, vedem care sunt normele de a preîntâmpina această, ca să fie afectați mai mulți oameni. Tatiana Puls, cât costă testul de COVID-19 și tratamentul dacă ai poliță de asigurare? Tatiana, dacă ai poliță de asigurare, practic, testele în instituțiile de stat sunt făcute de către stat, în laboratoarele private, testele costă de la 600 la 700 de lei. Noi, statul, după cum am menționat, prețul care ne l-a oferit pentru acele 100.000 de teste China, noi îl procurăm, nu știu acum negocieri să mai duc, poate prețul va fi mai jos, asta fără cheltuielile de transport, este undeva în jurul de $18 un test. Ce se aude cu 9 mai? Mircea Rusu. Mircea, la această etapă nu avem careva decizii finale. Dacă va avea loc sau nu manifestările de 9 mai, vom vedea cum va evalua tendința în următoarele zile, săptămâni. Nici în Rusia încă parada nu a fost anulată. Deci vom vedea. Dacă pandemia va continua, evident că vom fi nevoiți să suspendăm unele activități, cu atât mai mult dacă este vorba de activități în masă. Cristian Grosu, unde sunt toate ajutoarele care sunt oferite? Cristian, sunt două tipuri de ajutoare. Un ajutor, cei care vin cu bani pe conturile de stat sau private. De exemplu, la bugetul de stat, mi se pare că sunt vreo 6-7 milioane acumulate deja, la primărie vreo 2-3 milioane. Toți acești bani acum se utilizează pentru susținerea medicilor și pentru procurarea la tot ceea ce e necesar. Vreau să spun că din banii ăștia vom achita acum câteva loturi mari, este vorba de circa 50 de tone de diferite materiale necesare, care vor fi săptămâna viitoare livrate din China. V-am spus că eu discut cu rușii să ne ofere un IL-76 care săptămâna viitoare ar putea aduce această marfă din Federația Rusă. Alt tip de ajutor din China, certare. Alt tip de ajutor este vorba de ajutor umanitar. De exemplu, China ne-a donat 3 tone de ajutor umanitar necesar, măști, respiratori și așa mai departe. El de asemenea vine în sistemul medical. Absolut tot ajutorul este o evidență. Și eu să rog colegii, chiar zilnic, poate să facem public. Uite, din banii aceștia s-a procurat asta și așa mai departe. Miron Ion, ce va fi dacă populația rămâne fără pâine la țară? Ce veți face? Eu cred că fără pâine, Ion, nu vom rămâne. Eu vreau să spun un lucru, apropo, mersi că mi-ați dat această întrebare, eu puțin să o lărgesc, chiar dacă suntem deja o oră și 10 minute. Eu ieri am avut o discuție, cum v-am spus, cu asociațiile agricole, producătorii agricoli din Republica Moldova. Am vrut să înțeleg pe fiecare poziție ce stocuri avem, cum sunt livrările dacă importăm ceva și ce va fi cu prețurile. Concluzia. La nivel de stocuri, livrări, noi nu avem probleme, cu excepție la câteva categorii acum. Și vă spun care. Hrișca, orezul, pentru că Federația Rusă, Kazahstanul, mai multe țări au impus restricții la export. Aici avem unele probleme. O spun destul de sincer și cei din rețelele de comercializare au spus că stocurile sunt minime. Restul cu toate produsele, absolut cu toate, nu avem nicio problemă. La capitolul prețuri, pe aceste produse deficitare ar putea fi o creștere de prețuri și eu nu spun cu scop speculativ tot să fugă mus cumpere grecic. Dar asta e realitatea care ar putea fi în următoarele zile. Pentru că producătorii, mi-au dat asigurări ieri, producătorii de lapte, de pâine, nu vor fi creșteri de prețuri. Producătorii de carne au spus că în funcție de, cumpără unele componente de furaj, la Combicorp, premiusuri și așa mai departe, le iau din import. Și acolo prețul a început să crească. Dar m-au asigurat, nu mai mult de 5% ar putea fi la producător, dacă ar fi o mică creștere, dar nu mai mult de 5%. Restul, pe marea majoritate a produselor, noi creșteri nu trebuie să avem în perioada ulterioară. Asta zic producătorii. Tot săptămâna asta i-am invitat pe cei comercianți, rețelele de comerț. Și le-am spus, băieți, uitați-vă, eu discut cu voi, voi majorați prețurile? Eu spus că nu majorăm prețurile. Ea că acum este, ne uităm prețul la cel care produce. Deci am convocat producătorii care mi-au dat asigurări pe produse și am convocat rețelele de comerț, care mi-au spus că ei nu dau adaos mai mare decât au fost până acum.
doar ceea ce ca să le permită funcționa. Vom urmări, am implicat și Agenția Concurenței, care a solicitat informația respectivă de la toate rețelele de comerț din Republica Moldova și vom monitoriza. Dacă vom vedea că undeva crește prețul prea mare, o să vedem unde, la producător sau la intermediar la rețeaua de comerț. Și o să ne clarificăm. În situația de urgență, guvernul are drept să intervină foarte dur. Asta e dacă în ceea ce ține de cu pâine, da? Întrebarea va fi sau nu pâine. Așa că la sigur, lapte, pâine, carne, tot ceea ce ține de produsele, făină și așa mai departe, sunt în Republica Moldova suficiente. Vom avea unele probleme cu câteva categorii de crupi. Acolo o să fie în următoarele săptămâni, pentru că sunt restricții la export impuse de producători. Încercăm să găsim soluții și pentru el, pentru că livrările pot fi din alte țări, orezul din China, Thailand și așa mai departe. Aici ar fi, probabil, vom scoate taxa vamală la import, care este de 15%. Noi hrișcă nu producem în Republica Moldova și nu are sens să plătim 15% taxă la import. Minus 15% ne va permite să menținem presul. Așa. Ce va fi dacă pâine, da? Ana Gangan, salariile vor fi dacă ieșim la serviciu? Da, doamna Gangan, salariile în sectorul public bugetar vor fi, în sectorul privat am venit cu două abordări unde ajutăm agenții economici să vă plătească salariul. Așa, Dumitrița, Alex, dar oamenii care vin din Italia și nu au niciun venit vor putea primi vreun ajutor de la stat? Dumitrița, toți cetățenii pentru noi sunt cetățenii noștri. Evident că o să încercăm să vă ajutăm pe toți. Și chiar vă îndemnăm, veniți acasă, Dumitrița, și haideți împreună să ne gândim cum să ridicăm Moldova. Veniți acasă și rămâneți acasă. Noi să ne gândim, am spus-o în limba rusă, vreau să repet încă o dată, vom veni cu programe de stat pentru a încuraja cei care au revenit acasă să rămână în Republica Moldova, să creeze aici locuri de muncă, să se implice mai activ în viața socială și economică. Aceasta este o șansă pentru Moldova. Sincer vă spun, este o șansă pentru Moldova. Când veți reveni masiv acasă, să rămâneți aici. Și acum depinde de guvern. Ce vă va oferi? Pentru că mulți dintre voi n-ați fost acasă ani de zile. Și v-a rămas percepția cea negativă de Moldova. Dar lucrurile se schimbă și noi vrem să vă ajutăm. Vrem să vă încurajăm, să vă convingem, să rămâneți acasă. De ce eu nu sunt împotrivă să reveniți acasă? Da, vom face cele filtre care trăierea o facem acum. Dar ne dorim să reveniți acasă. Și să rămâneți acasă. Că împreună să dezvoltăm această țară. Încă trei întrebări. Andrei Chirondă, domnul președinte, în oraș nu ne putem duce din cauza carantinei. Dar de ce la poșta din sat nu putem primi transfer? Avem nevoie de transferul trimis. La poștă puteți să vă duceți. Care e problema? Nimeni nu a spus că nu puteți ieși în oraș. Noi am impus anumite restricții în ceea ce ține de locurile publice. Să nu ne strângem câte 10-15 și să facem companie și să ne apucăm de făcut frigărui. Asta este problema. Dar în ceea ce sunt de ieșit în oraș, nu vă interzice nimeni. Ieșiți la poștă, faceți transferurile, dar duceți-vă la magazin, dar păstrați distanța, păstrați regulile. Asta este doar restricția la această etapă. Vecislav Buzan, domn președinte, cum va fi situația în țară? Au venit în țară 10.000. Cum vedeți situația locurilor de muncă? Vecislav, am răspuns de mai multe ori parcursul acestei emisiuni la această întrebare. Ne pregătim, vom veni și cu programe sociale în acest sens. Și ultima întrebare, Tania Covali, domnule Dodon, dar după carantină lumea va fi obligată să se vaccineze, să poată munci sau încă nu v-ați hotărât cât va costa vaccinul? Tatiana, în primul rând, încă nu există vaccin. Evident că imediat cel va fi la nivel mondial depistat și produs, va fi necesară o vaccinare în masă, așa cum a fost și cu restul pandemiei. AH1, de exemplu, 2009-2010. Eu am adus acest exemplu anterior. De AH1 în 2010, 2009-2010-2011, în Republica Moldova, în spital au stat 36.000 de oameni infectați. 36.000. 43 au murit. Și pe urmă a fost o vaccină și au vaccinat pe tot. Și am trecut de această provocare. Evident că dacă va fi vaccină, vom asigura vaccinarea în masă. Din contul statului vom găsi surse. Dar la moment vaccin încă nu este. Și asta este problema cu acest virus. Problema mare cu coronavirusul este ceea că nu este vaccin. El este parcă un virus de răceală, dar nu este vaccină și avem cazurile foarte grave care sunt acum la nivel mondial. De ce și se impune carantină? Să câștigăm mai mult timp. Unii spun că dacă va fi mai cald, poate va fi mai puține cazuri.
Nu este confirmat, pentru că am văzut că sunt cazuri și în Africa, unde este cald tot timpul. Deci e carantina să câștigăm din timp, să nu avem cazuri grave. Pentru că din cele 500 de cazuri în Republica Moldova, grave, unde a fost nevoie de ventilare artificială a plămânilor, au fost 3-4, sau 2-3, mai puțin de 1%. De ce? Pentru că noi am impus unele restricții și, apropo, cei de la Organizația Mondială a Sănătății au spus, au dat aprecieri că Moldova corect a procedat, că a impus din timp restricții. Și noi vom menține aceste restricții. De aceea, va fi vaccinul, evident că va fi vaccinarea în masă. În rest, stimați prieteni, o oră și 15 minute. Colegii îmi spun să spun mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc pentru aceste întrebări. Sper că am răspuns la marea majoritate a întrebărilor celor din mass media. Voi fi deschis în continuare. Cred că săptămâna viitoare mai facem o astfel de încercare pentru a răspunde la întrebările curente. Vreau să vă urez tuturor sănătate. Aveți grijă de cei dragi, aveți grijă de părinții dumneavoastră, pentru că ei sunt în zona cea mare de risc. Și vă rog foarte mult să înțelegeți, să ne înțelegeți pe noi, pe autorități care facem tot posibilul ca să trecem de această situație cu pierderi minime. Și eu cred că noi vom reuși, dar vom reuși împreună. Vă mulțumesc și o zi bună!